Te întorci acasă, puțin tel uzat, dar mulțumit. Mulțumit ca un bilet de tramvai arătat la control și perforat exact unde trebuie. Te-ai deșirat cu generozitate toată ziua și acum te aduni cu fiecare pas și aștepți să vii tot din urmă și vii de pretutindeni ca un tren de marfă gol, vii și nu te mai termin. Yo no soy una persona que me gusta vivir con muchas cosas. Yo estoy contenta con lo que tengo. Hemos pasado por cosas que no hemos tenido que pasar y nos hemos hecho adultos de muy pequeños. Ne înțelegeam bine. Mai mult am stat noi surorile, că părinții au fost plecați. Urgențias? Buenas tardes. Me encanta hablar con la gente. Darle tranquilidad, darle seguridad. Muchas veces una palabra hace más que una medicina, que una pastilla. Hablándole, tranquilizándole. Eso es, no sé, una palabra hace mucho. No te muevas. Uno, dos y tres. Ya está, muy bien. Ni trebuie bani. Mi trebuia 30 de milioane de lei ca să o angajăm. Atacerea medicul respectiv, directorul spitalului care era să n-am avut. Și nevoie, datorită asta o plec, din cauza asta o plecat în Spania. De unde bani ca să o angajăm? Como vosotros sabéis hablar inglés, francés, español, eso, pues os vais donde hay más turistas. Sí, Benidorm, Alicante, Torrevieja. Dacă a făcut bine sau rău, ei erau maturi, ei au hotărât. Și dacă nu li spuneam noi să plece sau să nu plece, dar era și o perioadă când în România era foarte greu, cu servicii, cu salarii proaste și condițiile în general. Me metí mucho en mi grupo de rumanos. Éramos como una isla de rumanos en un mar de españoles. Y claro, nos negábamos incluso a hablar español dentro de nuestra casa. Si soltaba alguna palabra en español, anda chicas, estoy harta de hablar español siempre. Déjame hablar mi propio idioma. Lo que das, vas a recibir. Sí, es verdad. Si yo te trato a ti bien, lo normal es, aunque soy inmigrante, tratarme bien, porque yo te trato con respeto. Aveți de toate. Flori nu sunt mai flori de gospodar ca oameni. Tot românul. Nu? Da, uitați, mărar, în Spania nu este mărar. Cătălin a fost foarte apreciat de învățătoarea pe care, învățătoarea lui Cătălin. Învățătoarea lui Cătălin a fost colegă cu mine.
și bună prietena. Și l-a iubit pe Cătălin că vroia să mi-l înfieze. Da. Da. Pero hay gente que viene y no tiene a nadie y se encuentran aquí perdidos y no sé si por ejemplo los españoles toman un segundo a ver qué pasa con ese hombre, ¿es de verdad malo o está triste? ¿Qué pasa? ¿Qué quedó detrás de él en su país? Y seguro que quedó algo bonito, pero triste también, una familia triste. Fue jugando libre y jugando por alrededor de la casa. Mis padres trabajaban en la ciudad y entonces estaba más fácil que mi abuela cuide de mí hasta los 7 que empecé el cole. Mama, ¿qué spune când pleacă de acasă? Copii, vă place mama? Mama pleacă în pădure să se ducă de mâncare. Voi să fiți cu mința acasă și să nu dați drumul la nimeni. Doar atunci când veți auzi glasul meu cântând așa. 13 ies, cucuieți, ușa mamii descuieți, că mama va duce vouă lapte. Da. Nu spunem unde, în spinare, la 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 la. Am văzut rolul. Ușa mamii descuieți. Aplauze, da? De ce altă trebuie să spunem mama? Mi abuela, lo único que tiene, ella sabe que tiene que despertarse y trabajar. Tiene que ser la primera en todo el pueblo que se despierta, la primera que está trabajando en el campo. Y entonces nos despertábamos y la ayudamos con los animales. Fue siempre la del cuento, la abuela del cuento. He ido a la universidad con mi marido, pero él acabó la universidad, pero yo no la he acabado porque pasó lo de la casa y el incendio. Después de que dejé la universidad, trabajaba con mi hermana en la fábrica de la familia. Trabajar con la madera me encantó, porque y a mi padre también le encantaba y él nos transmitía eso. La casa se quemó tan rápido porque todo lo que había dentro estaba de madera, estaban cosas que a mí me encantaba tenerlas en casa, hacerlas para mí. Bienvenido. Hola, Alina. Al principio estaba en un estado de shock,
porque todo el mundo estaba alrededor, a mi alrededor, pensaba qué horror, y que, pero yo pensaba que ya no tengo que limpiar para Pascua. Y, pero luego, después de dos días, creo que ya me he dado cuenta de lo grande que fue, lo que ya no tenía nada. Me suena mucho Alicante, digo, porque empieza con Ali y digo, oh, si puede tenerme suerte o algo así, porque Alicante, yo me llamo Ali y vamos a intentar esto. Y no he tenido relación con los mayores en mi país, ¿no? Yo, mis abuelos estaban lejos. ¿Se la puede comer usted? ¿Por qué no como esto? Ya como, pero primero que la veo usted comer, después como yo. Yo a la yaya le veía siempre llorando. Y empecé a implicarme más. Y así he descubierto la historia de los yayos, que son muertos sus hijos grandes y se han quedado, claro, con una hija mayor, pero está en Madrid, lejos, tiene su vida, su trabajo y no puede abandonarlo y eso. Sí. Ya hemos devenido una familia. A la gloria ahora, ¿no? Y no hacemos la diferencia. No hacemos. Yo no pienso que son españoles, no. Yo no pienso. Yo pienso que son mis abuelos que no los he tenido, que no he comunicado. Es una pequeña historia de la posguerra. Un copil. Yo me he gândit que es prea cuminte pentru un băiat. E greu acum asta. A fost foarte cuminte. Și spuneam, îl încurajam eu ca tată, atât de mi-a plăcut și mie de mult, ziceam, pentru fiecare gol eu îți dau 100 de lei. 100 de lei eram bani atunci. Și la un meci cu Adjudu, mi-aduc aminte și acum, a dat 12 goluri. 12 goluri și a bătut cu 27-0. Era ceva incredibil și la urmă îmi zice pe antrenorul, profesorul, zice, cu mătrii, acum scoate banii și dă-i lui Ali, cu dat 12 goluri. În general, viața cum a fost înainte, deci în timpul regimului care a fost, deci la început părea să fie destul de promițătoare, deci destul de frumos, de bine, până în anii 80. Cuando eres niño, a ti te hace ilusión estar en la cola esta por la mañana con los niños. Está claro que esto no es algo habitual aquí, es que a las 5 de la mañana dejar las botellas de leche para coger cola, después hacer cola para el pan, cola para todo cosa. Entonces no había posibilidad de comprar cualquier cosa sin hacer una cola y íbamos, como estábamos muchos hermanos, pues esto nos venía de maravilla. Íbamos repartiéndonos por colas. Soy Juliana de Frigorífico Riquelme. ¿Podría ponerme en contacto con Ana? Y aquí el año fue el año que empeoraron las cosas. Entraron deudas cada vez más grandes, tuvimos ayudas del Estado. Pero lo que me gustó mucho y fue su empeño de que yo siguiera estudiando.
E foarte greu la noi, în România e... Așa. Deci astea au fost condițiile de... Fetele mele n-au putut să stea aici. Au învățat foarte bine, deci au făcut școli, s-au străduit, au fost niște copii buni. Dar aici nu erau cu bani, deci trebuia să fie, deci bătaia de joc a patronilor. E, da, de la biserică de mi-au cununie. Deci ei urmăreau CTO, dar noi nu l-aveam. Mi hermano se enfermó de cáncer. Para operarlo a mi hermano, por ejemplo, yo tuve que dar una propina de 2 millones lei, o sea, ahora pues no sé cuánto será en euro. Fue un choque grande para nosotros. Mi hermano pequeño, que tuvo el accidente del coche, fue cuando fue nuestro primer choque. Y empezamos con los médicos. Mi hermana, Catalina, ya estaba aquí en España. Estaba porque su novio había venido un año antes y la llamó y ya estaba en España y nos ayudaba, pobre, con lo que podía, pero que, como era al inicio, todavía no encontraba mucho trabajo, tenía poco trabajo. Păcat că s-așa departe. Noi suntem mai și singurei. Acum, cum ești nea, ești. Ești, da. V-a rămas ca până noi. Așa e, bani. Tenías trabajo, pero ganabas poco. Y eso era que no podías hacer mucho. Y por eso se han ido la mayoría. Médicos, enfermeras, ingenieros, mucha gente por eso, porque no te pagan. Bueno, al final me decidí y digo, bueno, pues me voy a ir. Y vamos, mis padres no se lo podían creer, no puede ser, nuestra hija grande se va, que se va, que se va. Digo, tengo que ir, papá. No se lo creían hasta el último momento. Vedem să facem o diferență. Care țară este mai bună în care să ne accepte pe noi românii, să vedem. E bine visat în Italia sau e mai bine în Spania? Trebuie să ne hotărâm, pentru că Italia sau în România începe să ne fugărească. Am dat Berlusconi acum la putere și... Deci nu suntem de izbeliști România. O avem, este o țară bogată, acum așa e după regimul ăsta care a fost și comunismul ăsta înflăcărat, care l-au ținut Ceaușescu în mână, s-au schimbat treburile acum. Am venit și investitori străini, au început să miște și românii mai bine, mai greu, dar este bine. Andrei! Cuando empezó a separarse nuestros padres, entonces ha empezado con muchas dificultades, falta de muchas cosas, de ropa, de muchas cosas. Y al final nos hemos quedado también sin casa y hemos tenido que vivir en la casa de los abuelos, de los tíos, de donde me podía mantener. Bueno, mi padre es muy trabajador, le gusta mucho trabajar y aunque no sé cómo decírtelo, es que es, le gusta beber. Esto es su problema, que por eso se ha separado de madre de él, porque no conseguía dejarse de tomar alcohol. No solo en casa, esto se vive en mi pueblo y en otras ciudades y en otros pueblos de mi país. Esto es algo normal, no es algo raro. La băiat.
Vino, Luca! Vino să tai ambrații? Deci nu prea mi-amintesc așa. Ce făcea soarmea când era mai mică? Andrei, vino cu Andrei. Casa asta a cumpărat-o cu 5 ani, mă. Pentru că era maica mea în Spania și maica mea a vorbit cu ea la telefon și i-a spus dacă ar vrea să vină în Spania. Că era bine atunci. Și făcea bani maica mea și a vrut să o ia și pe ea și pe soțul ei. Da, uite că o trimite. Uite ce bine arătam aici, fără kilogramele alea. Sí, el primer año. Fue... Y teníamos un euro en la noche de Navidad, pero fue una cosa así, no que nos quedó como mal recuerdo, pero estábamos pensando, mira, y si estaríamos en nuestro país, teníamos la mesa llena de cosas buenas que nos hacen las madres, estaríamos con nuestra familia y mira que estamos comiendo patatas fritas con huevos fritos. Nu prea mâncat. Uite, cum se chema, că la aici Marius, eram eu când, cu înghețata. Da. La Marius, Voiculeț, bine te ajutat. Adică că cu Marius, prieten de-o viață. Astea-s de mele. Astea-s de-o, adică ne-a făcut eu poza. Era, adică au fost și este și la ora actuală foarte greu la sărbătoare. Da. Foarte greu la sărbători. Este când știi că, și mai ales atunci la început, puteai să stai la masă, să nu te gândești la ei, măi, au ce mânca? La început, în primul an atunci, au fost da, foarte că greu. Da, stai că e bine, da. Nu e nimic, nu știu, da, întotdeauna puteai să știi. Că e bine, că e ei foarte erau bine, acolo, au de da, în primul an și ei au dus un greu. Deci fost în concediu? Da. Nu știți ce mai, nu, am o bubă. Aici stă alea, când cruntat. Da, și-l puneam noi să strâmbi. Aici, în piscina, unde era să mă îndec eu. Da. A mis padres sí que le afectan que estoy aquí. Como creo que a todos los padres que tienen un hijo tan lejos, ¿no? Que lo ve tan pocas veces, ¿no? Porque si tienes un niño, tú quieres verlo creciendo a tu lado y... bueno, igual cuando se hace mayor y se va a buscar su vida. Pero... quieres tenerlo cerca de ti y contactar más con él y vivir cerca de él. Hai copii cu veselie să ne dăm un cărușel, Vicăruș peste câmpie, alergați ca niște stei. Dis meu, dice călăresc. Sí, mi madre trabaja como profesora en un colegio. Pienso que igual, aunque aquí hay mucho más material didáctico y la educación a lo mejor puede ser un poco más variada, pienso que la educación en la escuela es buena, porque yo también he tenido profesores buenos. Iar a spus fără sfială, mai întâi mergi și te spală. Bravo, Marina, Dacă ar fi plecat de unul singur, poate mi-ar fi fost mai greu sau ne-ar fi fost mai greu, mă refer și la mine și la soție, pentru el să mă gândesc să nu se ia cu, știu eu, cu ce alte persoane mai dificile. Dar știind că este căsătorit, ne-a venit mai ușor, adică știind că nu este singur, e cineva aproape de el. Și... Nuestros padrinos de boda son como parte de familia, son padres espirituales para nosotros, que me ayuda mucho
hablar con ellos y nos aconseja algunas cosas. Se lleva muy bien con mis padres, con mis suegros. Și iau de gând să rămân acolo? Nu vă zice nimic? Nu știu. Dacă s-au hotărât, da, zic că ei vor să rezolve, să facă acte în Spania, știu, da, și vor să facă, nu știu. Dacă se poate. Dar acum au. Am impresia că îndrăgesc prea mult Spania de... Păi, 5 ani de zile s-au... Da, normal. Făcut o legătură între ei și făcut, da, locurile normal, alea, bănuiesc. Și dacă el se implică așa și în acțiunile astea a comunității românești de acolo din Spania, a fost la biserică, pro ortodoxă. Au și biserică, da, nu? Da, au fost. Le-am trimis busuioc, da, acolo. Le-am trimis. Deci, i-a dat părintelui. Deci, tradiție nu s-a pierdut nimic acolo. Nu, nu, nu. Mucha gente, muchos españoles ignoran un poco sobre Rumanía, no saben nuestras realidades. Como son y como cualquier cosa desconocida da miedo, pues claro, enseguida lo rechazas un poquito. Foarte mulți pe acolo că fură, deci fac escrocherii. Ca în fiecare loc, oriunde sunt și oameni buni, sunt și oameni răi, deci nu putem să condamnăm pe cei buni pentru unul rău care nu știu ce s-a întâmplat sau pe ăla. Deci asta este. Nu există păduri fără uscături. Antes con Ceaușescu estaba mejor que ahora. Bueno, estaba mucho mejor porque había trabajo para todo el mundo. Aquí las cosas son mucho más fácil, aunque ahí no estás tan con tan preocupaciones como aquí, con miedo. Da, o femeie care are câțiva copii e foarte greu să descurce, așteptând ca tatăl copiilor să trimeată la lună sau la două săptămâni, să trimeată niște bănuți pentru a întreține copii, de hăinuțe, mâncare și majoritatea sunt la școală, necesită foarte mult bani.
Mi madre no podía con todo porque estaba el doble de lo que ella gastaba, más de doble que estábamos tres. Y he tenido que salir a pedir porque ya no teníamos nada más, no podíamos hacer nada. No sabíamos qué hacer porque tampoco no teníamos dinero para volver a nuestro país. He tenido que salir yo con mi niña a pedir un supermercado. Me he puesto con ella en el suelo, no lo he hecho nunca. Me ha costado mucho y he hecho que no, pero las cosas como estaba tan mal, he tenido que hacer eso porque aunque sabía que no está bien para la niña sentarme con ella y pedir, no he tenido otra elección, pero he tenido mucha suerte porque ahí no he estado mucho tiempo, 3 días. Acum găsești de toate, dar n-ai bani. Iar atunci când aveai bani, nu găseai. Frumoasă, dar... Nu prea avem posibilitatea ca să, datorită situației, să-ți mai permiți să o vizitezi. Hospitales, lo que me comentó una amiga mía de ahí, que están muy bien, que vamos, que hay muchos aparatos nuevos, han cambiado mucho y la mentalidad de la gente también, pero todavía falta. Yo tengo mucha confianza y digo que algo va a cambiar, que tiene que cambiar. Hice también una fiesta, invité compañeros de trabajo y ellos digo, ¿así vosotros sois siempre? Yo, sí, así somos siempre. Es que no pensaba yo, digo, ¿qué pensabas tú? No sé, la música, todo. Nos hemos hecho amigos, o los vecinos de al lado. Cuando hacemos fiestas porque son curiosos, quieren saber qué comemos, qué bailamos, qué hacemos. No sabemos bailar, estamos en el freestyle.
¿Salimos o no? ¿El pueblo? Pero cuando te preguntan de dónde eres, y dices soy de Rumanía, no lo dices así, ay, soy de Rumanía, lo dices un poco, soy de Rumanía, porque sabes que automáticamente el cerebro está conectando con todas aquellas imágenes que salen en los en las noticias. Soy muy simpático, ¿vale? Sí, gracias. Sí. Vamos a ver cómo salió esto. Pues tiene fotos solo con chicas guapas, ¿eh? Sí, claro. Aquí. Y está el fuego, sí. Eso será mucho tiempo, en mucho tiempo, y claro, tenemos que conversar al final que somos buenos, no somos malos. Noi am vărsat foarte multe lacrimi. Am vărsat lacrimi. Eu plângeam într-o cameră, ca să nu ne vedem unul pe altul, plângeam într-o cameră, nevastă-mea într-o cameră. Au prins 5 revelioane, 5 paști, care n-au fost alături. Să măcar o om clipă. Da, tacâmul lor era pe masă. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! De române, din ce de oameni. El Niño quería volver. Siempre me decía, mamá, ¿cuándo vamos a volver? Y mi suegra cuando lo oía, pero Andrés, ¿y esta es tu casa? ¿Qué son los abuelos? No, España es mi casa. Ahí tengo el colegio, tengo los amiguitos. Echábamos muchos de menos a los amigos con que está aquí, con los tres niños con los que está creciendo, que son sus amigos. Yo espero que bien, que sea, no sé, un hombre de bien, que tenga buenos recuerdos. Si se va a recordar de nosotros como nosotros nos recordamos de nuestros padres, va a ser lo mejor que nos deseamos. Dorul de părinți. Dorul de copii. Copii și de părinți. Eu cel puțin când a plecat Lorea mea primul an când a plecat, vreo jumătate de an, nu puteam să vorbesc la telefon cu ea. Așa e motiv ce eram. Deci n-au fost plecați până atunci, n-au fost plecați deloc și eu am fost un tată foarte iubitor. La început mi-a părut rău că am 3 fete, dar acum am o bucurie sufletească foarte mare. Și acum și aduc aminte de vorbele mele. Băi, tăticule, zic, dintr-o sută de cuvinte care ți le spune tata, unul are valoare, ala să-l bagi pe calculator. Și mi-aduc și aminte. Lo que me acuerdo que me decía mi padre, muchas veces, vamos, somos tres hermanas y había peleas a veces. Y me decía mi padre, no pelees tanto, llegará un día que cada uno me va a poner a llorar. Que cada uno va a volar en un sitio. Y eso era que ha sido así. Cada uno se ha ido a un país. Y eso ha sido muy fuerte. Y si me he quedado aquí, que digo, papá, que has tenido razón. Que no hay que pelear y hay que ser buena persona siempre. Y eso siempre me lo han dicho. Siempre si puedes ayudar, tienes que ayudar. Porque si tienes oportunidad, lo que sea, tienes que ayudar siempre porque somos así. Mai vorbim. Să vedem, să trimit bani ca să luați invitațiile, da? Păi, da, asta e greu să zici că tăi n-aș face comandă și știi deja ce vrea. Bine, hai dă-mi să aloși pe Cătălina că se face târziu. Da? Da, da, da. Bine, hai, por la treabă, să arunc mâna, pa. Da, pa, pa, pa. Sí, vas, Cata. Y lo que me dice siempre que hay que ser buena persona y hay que ayudar. Eso lo tengo claro. Y por eso he elegido
la profesión que tengo. Somos nosotros, el trío, yo, Matei y Adi, que somos, ahora nosotros somos la familia y nos hemos acostumbrado aquí y será difícil trasladarnos. La vida de familia, juntos, fue poco porque no ha sido posible, porque mi padre la pegaba y entonces mi madre no podía soportar más. Creo que mi abuela siempre quiso muchísimo a mi padre y quería estar siempre. Mi abuela siempre, yo creo que va a culpar a mi madre porque ella siempre le decía, tienes que aguantar porque todas hemos hecho esto. Y no culpo a mi madre porque sé que ha sufrido y ahora está bastante bien. Pero los recuerdos que tengo con mi familia toda, junto con mi hermano, con mi hermana, es estupendo. Es ahí el recuerdo de la casa y todo, que ya no está ni la casa. Cuando empecé a estar yo mejor, empecé a ayudar yo a otros que encontraba en la calle o necesitaba algo. 63, 25, 11. Me falta el 25, entre medio. 63, campeillo. Cuidado que se corre, que se va. 63, 25, 11. Vale, entre 60 y 25. Vale, 965. Yo, misma. Yo pienso que voy a volver otra vez ahí, porque vengo aquí para trabajar, pero no para quedarme aquí. Yo quiero volver ahí. Ce se simte? Acasă e foarte multă tristețe, e foarte multă durere, pentru că ne lipsesc. Ne lipsesc foarte mult, pentru că erau fetele mele, deci în momentul când le-am văzut și-o crescut, e frumoasă, îmi ieșeau de acasă, deci îmi plăcea ca mamă să ies la balcon, să le privesc, să mă uit după ele. 32 sau 23? 32, cred că. Bă, leu, ce es que nuestro amor ha muerto prácticamente, ha ido ahí lentamente apagándose. Yo fui, creo que, la primera en darme cuenta y la primera en un poquito intentar abrir los ojos. Y de hecho, somos muy buenos amigos, incluido ahora, que somos mejores amigos que antes. Ce faci tu aici? Fac un peisaj despre un velicasă țărănească, dar vreau să dau, fac aici niște oale, ceva, un covor. Nu mai e bine, nu trebuie să nu mai faci oale, să faci numai... Nu știu, dar să mai bine pot să fac, de exemplu, un târg, ceva, un bar. Că el cunoște un chico español, joven. Un chico muy guapo, muy inteligente. Y nada, fue una cosa que no la he buscado, pero ha surgido en mi vida. Es más un poco el mundo, que el entorno que yo vivía antes, el entorno de la Universidad de Arte, con músicos, con los de pintura, y he vuelto un poquito a entrar en mi mundo en que vivía antes en Rumanía, así que me siento muy cómoda.
Sunt mulțumită așa în general. Eu consider Spania o a doua familie, o a doua mamă pentru copiii mei. Deci eu, cum ar fi, deci, ca să spun așa cu cuvinte, deci mi-am înfiat copiii la a doua mamă, Spania. Sí, voy a tener un bebé dentro de poco tiempo. No me imaginaba ser madre. Esto lo imaginaba como una cosa tan lejana, tan algún día. Y ahora, pues mira, de repente estoy puesta en la situación de pensar en esto, de leer un montón de libros de niños, consejos para los padres. Lo importante es que sea sano, feliz, que encuentre su lugar en este mundo, como todos nosotros. La ilusión de cualquier madre. No vrea să de noi face iar. N-am, tăcut din gură, ce treaba voastră aici, nu mă mai fac. Trec ani, trec și peste noi. Vin bătrâneții. Și când ești mai în vârstă, cred că aici e toată problema. Te mai ajungi dorul de copii. Eu, după mine, părerea mea personală, zic că nu e chiar așa de... Poate nici prea rău n-o duce, dar nici bine. Nici bine, să spun că o duc bine, ar însemna să nu am grijă zilei de mâine. Este foarte... Păi foarte bine să spui că mâine nu am grijă, sau poi mâine, sau altă zi. Yo tengo que ir a Inglaterra a mis hermanas a trabajar ahí en Londres un tiempo. Y va a estar muy difícil porque voy a dejar aquí a mis hijos y a Adriana. Pero hay que luchar. Y yo lloro porque nunca me he separado de él. Por eso. Porque no me imagino cómo va a ser vida, que sé que va a ser dura, pero yo soy acostumbrada a luchar y eso. Pero yo lloro por la... Me va a faltar la mitad. Poate nici acum, poate nu are ce-și dorește el, dar... Asta este, cum are familia lui. Sperăm să aibă tot ce își dorește până la urmă. Sperăm. De-aia trăim să mai și sperăm. Să aveți multă sănătate și... Ia,
Am fost cu minte, dar nici chiar așa. Dar te rog, la mare, cum poți să stai, Florinda, ești locos în Moscule? Hai să ne toarcem cu fața la mare. Te-ai deșirat cu generositate toată ziua și acum te aduni cu fiecare pas și aștepți să vii tot din urmă. Și vii de pretutindeni ca un tren de marfă gol, vii și nu te mai termini. A fost o zi ca toate celelalte, pline de roade. Nici n-ai ajuns bine la serviciu, că ai și început să-ți depui activitatea pe birou, pe scaun, pe telefon și pe celelalte obiecte înconjurătoare, special amenajate. Ai făcut față și la alte sacini. Ai cerut și ai dat țigări. Ai strâns mâna la cel puțin 100 de cunoscuți, grăbindu-te să le iei înainte cu întrebarea: ce mai faci? Ca să n-am cu ce ei să te întrebe, punându-ți astfel într-o poziție de inferioritate și desigur ai vorbit toată ziua normal în limitele dicționarului de limbă română contemporană. Circa 5.000 de cuvinte. Și acum, în timp ce strângi rugina de pe cheia uitată în buzunar, constați că petricerele care ți-au intrat în pantofi ți s-au furișat rând pe rând și în suflet și sună acolo ciudat, așa încât copiii tăi vor mai avea încă o jucărie pe care să o zdrângăne. Chiar și nervii tăi care ți s-au răsucit azi foarte artistic vor putea fi folosiți de ei cu succes, drept zbârnuietoare la noul zmeu de hârtie. Uite că așa zboară, zburăm? Așa zburăm la România, vale? Uite, dacă îl ții tot ce sus se duce. Ia uite. Peste câteva minute, zmeul se va înălța vesel pe deasupra casei tale, semnalizând în cosmos că pe pământ există totuși viață care este valorificată la maximum.